tot mai mulți părinți își fac griji din cauza faptului că fetele sau băieților ajung la pubertate mult mai devreme decât ar fi normal. De altfel, studiile arată că în ultimele 4 decenii vârsta la care apare prima menstruație la fete a scăzut cu mai mult de 2 ani. Mulți dau vina pe chimicalele din mâncare, însă nu sunt studii suficiente care să arate asta. Alți specialiști vorbesc despre obezitate sau stres drept cauze principale. Cu toții sunt însă de acord că părinții ar trebui să-și monitorizeze atent copiii și să ceară ajutorul medicului când observă primele schimbări. Studiile făcute în ultimii ani în 10 de țări au confirmat că vârsta pubertății la fete a scăzut cu aproximativ 3 luni pe deceniu, începând cu anii 1970. În mod similar, deși mai puțin extrem, se întâmplă și în cazul băieților. Până acum s-au dovedit dificil de identificat exact cauzele și efectele, dar există un consens că pubertatea precoce poate avea efecte dăunătoare, în special pentru fete. Ele prezintă un risc mai mare de depresie, anxietate, abuz de substanțe și alte probleme psihologice. Mai mult, crește și riscul de cancer de sân și uterin. Principalele ipoteze de lucru în privința cauzelor sunt hormonii de creștere din carnea care ajunge în farfuriile noastre, stresul și obezitatea. Desigur că alimentația joacă un rol important, mai ales că, din păcate, de multe ori alimentația este rezultatul unor proceduri chimice sau genetice de alterare a calității alimentelor. Factorul genetic joacă un rol important. Să nu uităm că sunt sindrome genetice care dau afectare a momentului instalării pubertății. Din ce am citit până la acest moment în literatura de specialitate, cel mai devreme s-a instalat pubertatea precoce chiar la vârsta de 5 ani. Numeroase studii au stabilit că fetele supraponderale sau obeze au prima menstruație mai devreme decât fetele cu o greutate medie. Leptina, un hormon eliberat de celulele adipoase care limitează foamea, acționează asupra unei părți a creierului care reglează și dezvoltarea sexuală. Tocmai de aceea specialiștii spun că ar trebui să fim foarte atenți cum ținem sub control greutatea copiilor. Orice activitate sportivă, dar nu mai mult de 30 de minute, pentru mă refer aici la vârstă mică, vârstă fragedă, iar planul alimentar, nu trebuie să existe un plan de nutriție, trebuie să punem la punct împreună cu familia, că tot de acasă pleacă această problemă. Noi am lansat un program care se adresează obezității infantile și tocmai de aceea de a arăta tuturor copiilor ce trebuie să facă. Avem ședințe atât individuale cât și de grup, dar preferăm în orice caz să fie doar de grup, pentru că în felul acesta se pot cunoaște între ei, copiii pot să se împingă unul pe celălalt să facă cât mai mult. Există și cercetări care arată o legătură între această pubertate precoce și consumul de substanțe psihoactive, însă această teorie nu a fost pe deplin studiată pentru a se ajunge la o concluzie clară. E nevoie să intervii suplimentar pentru a dirija creșterea și acei factori care pot să vină în preajma copilului tău și să-i prezinți foarte multe informații. E adevărat, la o vârstă mică, dar având în vedere faptul că el începe să devină un adult în miniatură, e nevoie să fie protejat, iar tu ca părinte ești primul care vine să-i facă educația. Pe de altă parte, medicii spun că în timpul pandemiei a crescut numărul de cazuri de pubertate precoce. Părerile în privința aceasta sunt însă împărțite în comunitatea științifică. Unii spun că de vină ar fi sedentarismul care a dus la obezitate și stresul cauzat de prezența permanentă a părinților în casă. Alții spun că, din contră, a crescut numărul de cazuri tocmai pentru că părinții au fost acasă tot timpul și așa au putut să-și dea seama de probleme.